Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit să deschideți cuvântul Domnului împreună cu mine la Judecători, capitolul 6. Vom citi de la versetul 25 la 40. Nu obișnuiesc să citesc așa de lungi texte, de obicei citesc un verset. De data aceasta am zis să citesc pasajul pentru că să se împrospăteze în mintea și în inima noastră mai bine istoria aceasta a lui Gedeon. Haideți să ne ridicăm în picioare. Pasajul este mai lung și Judecător 6, de la 25 la 40. În aceeași noapte, Domnul a zis lui Gedeon, ia vițelul tatălui tău și un alt taur de 7 ani. Dărâm altarul lui Baal, care este al tatălui tău, și taie parul închinat Astarteei care este deasupra. Să zidești apoi și să întocmești pe vârful acestei stânci un altar Domnului Dumnezeului tău. Să iei taurul al doilea și să aduci o ardere de tot cu lemnul din stâlpul idolului pe care îl vei tăia. Gedeon a luat 10 oameni dintre slujitorii lui și a făcut ce spusese Domnul. Dar fiindcă se temea de casa tatălui său și de oamenii din cetate, a făcut lucrul acesta noaptea, nu ziua. Când s-au sculat oamenii din cetate dizi de dimineață, iată că altarul lui Baal era dărâmat, parul închinat idolului de deasupra lui era tăiat și al doilea taur era adus ca ardere de tot pe altarul care fusese zidit. Ei și-au zis unul altuia, cine a făcut lucrul acesta? Și-au întrebat și-au făcut cercetări. Li s-a spus, Gedeon, fiul lui Ioas, a făcut lucrul acesta. Atunci oamenii din cetate au zis lui Ioas, scoate pe fiul tău ca să moară, căci a dărâmat altarul lui Baal și a tăiat parul sfânt care este deasupra lui. Ioas a răspuns tuturor celor ce s-au înfățișat înaintea lui, oare datoria voastră este să apărați pe Baal? Voi trebuie să-i veniți în ajutor? Oricine va lua apărarea lui Baal să moară până dimineață, dacă Baal este un Dumnezeu, să-și apere el pricina, fiindcă i-au dărâmat altarul. În ziua aceea au pus lui Gedeon numele Ierubaal, adică apere-se Baal. Căci au zis, apere-se Baal împotriva lui, fiindcă i-au dărâmat altarul. Tot Madianul, Amalec și fiii răsăritului s-au strâns împreună, au trecut Iordanul și au tăbărât în Valea Izrael. Gedeon a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului, a sunat din trâmbiță și Abiezer a fost chemat ca să meargă după el. A trimis sol în tot Manase, care de asemenea a fost chemat să meargă după el. A trimis sol în Asher, în Zabulon și în Neftale, care s-au suit să le iasă înainte. Gedeon a zis lui Dumnezeu, dacă vrei să izbăvești pe Israel din mâna mea, cum ai spus, iată, voi pune un val de lână în arie. Dacă numai lână va fi acoperită de rouă și tot pământul va rămâne uscat, voi cunoaște că vei izbăvi pe Israel prin mâna mea, cum ai spus. Și așa s-a întâmplat. În ziua următoare el s-a sculat dis de dimineață. A stors lână și a scos rouă din ea, care a dat un pahar plin cu apă. Gedeon a zis lui Dumnezeu, să nu te aprinzi de mânie împotriva mea și nu voi mai vorbi decât de data aceasta. Aș vrea numai să mai fac o încercare cu lână. Numai lână să rămână uscată și tot pământul să se acopere de rouă. Și Dumnezeu a făcut așa în noaptea aceea. Numai lână a rămas uscată și tot pământul s-a acoperit de rouă. Amin. Ocupăm locurile. Desigur, dumneavoastră sunteți familiarizați cu această istorie frumoasă a lui Gedeon și a lui Israel. Suntem în perioada care se numește istoric și biblic, perioada judecătorilor.
O vreme în care la conducerea lui Israel sunt aleși niște oameni harismatici, plini de Duhul Domnului și în stare să conducă pe Israel în lupta lor pentru menținerea unității și a ființei naționale. Istoria noastră începe în următoarea circumstanță. După ce judecătoreasa Deborah, împreună cu generalul Barak, au biruit pe împăratul Canaanului, pe Iabin, și pe generalul său Sisera și au răsturnat jugul de asuprire cananit, cuvântul Domnului spune că Israel a fost timp de 40 de ani în pace, în liniște. Partea rea însă este că oamenii când sunt liberi, când sunt liniștiți, când sunt în pace, mai repede sau mai târziu uită de Domnul. Și Israel a început să se dedea la idolatrie. Baal și Astarte sau Astarteia erau două zeități cananite aduse, împrumutate, dacă vreți, de la fenicieni, Libanul de astăzi, și erau foarte ispititoare pentru poporul obișnuit al lui Israel. Pentru că și Baal și Astarte, în final, erau niște zeități ai plăcerilor carnale, senzualității și tot felul de lucruri din acestea care stârnesc firea pământească. Și de aceea Israel cădea mereu în cursa aceasta a se întoarce la Baal, la Astarteia. Datorită neascultării lor, Dumnezeu i-a îngăduit sub o asuprire foarte cruntă, asuprirea madianită. Madianiții nu erau organizați ca și un popor de sine stătător, mai degrabă erau niște triburi nomade, foarte sălbatice în apucăturile lor, care invadau din loc în loc pe unde treceau, era modalitatea lor de existență, atacau regatele din jurul lor și luau bunurile cu care puteau să trăiască pentru o perioadă de timp. Comportamentul lor era unul barbaric, tipic teroriștilor islamici de astăzi. 7 ani de zile Israel a fost sub această opresiune madianită și amalecită. Amaleciții erau la fel ca și madianiții. Istoric, madianiții stăteau mai mult în partea de est a Iordanului, mai înspre Arabia Saudită de astăzi. Amaleciții locuiau de obicei în sudul Israelului de astăzi, peninsula Sinai, în cea mai mare parte, și până în Gaza, unde sunt palestinienii de astăzi. În circumstanțele acestea de asuprire și de necaz, israeliții au găsit totuși un obicei bun: să se pocăiască, să strige către Domnul după ajutor, și Dumnezeu, care este un Dumnezeu milos, a venit în ajutorul lor de câte ori au strigat după ajutorul lui. Și de data aceasta le-a trimis, le-a ridicat un nou izbăvitor în persoana lui Gedeon. Ne vom uita la această istorie în cadrul unui mesaj practic pe care l-am intitulat Drumul ieșirii din criză. Drumul ieșirii din criză.
Nu este unul dintre noi care să nu aibă o anumită criză în viață. Fie cu sănătatea, fie în familie, fie în finanțe, fie sufletește, avem criză în biserică, sunt tot felul de probleme care ne apasă de multă vreme. Și am vrea să ieșim din ele, să ieșim din criză. Eu aș vrea, cred că și dumneavoastră vreți, nu? Întrebarea este, cum ieșim din criză? Cum a ieșit Israel din această criză cruntă a asupririi madianite? Sunt patru lucruri pe care Israel a trebuit să le facă sub Gedeon, patru lucruri care sunt la îndemâna fiecăruia dintre noi și pe care aș vrea să le vedem din textul nostru ca să le aplicăm imediat, pentru că și Gedeon le-a aplicat imediat. Domnul i-a vorbit în timpul zilei și apoi a vorbit din nou noaptea, seara. Și chiar în noaptea aceea, Gedeon s-a apucat de lucru, n-a amânat o săptămână sau până noaptea viitoare. Primul lucru pe care îl vedem în drumul spre ieșire din criză este unde să începem. Unde să începem să facem și ce? Sunt două lucruri care ne spun unde să începem. Și primul lucru unde să începem ca să ieșim din criză, fie ca persoană individuală, fie ca familie, fie ca biserică, este să începem în casă. Uitați-vă ce spune versetul 25. În aceeași noapte, Domnul a zis lui Gedeon, ia vițelul tatălui tău și un alt taur de 7 ani, dărâmă altarul lui Baal, care este al tatălui tău, și taie parul închinat Astarteii care este deasupra. Biblia ne spune să cinstim părinții, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Dar uneori cinstirea aceasta este dureroasă. În cazul de față lui Gedeon îi spune, uite, casa tatălui tău a devenit o casă idolatră. Tatăl tău până acolo a mers că este preot al lui Baal și al Astartei. Și a făcut templu chiar în casa lui. Are idol chiar în casa lui. Spune acest adevăr tatălui tău și du-te și dărâmă altarul lui Baal și taie stâlpul Astarteei. Dacă vrei să vezi schimbare, schimbarea începe cu mine. Schimbarea începe cu tine. Începe din casa ta. De obicei ne uităm în jur și foarte mulți au această atitudine bolnavă, spiritual. N-o să vedem eu cum vă descurcați acum. Dacă vrei să vezi, trebuie să te ocupi întâi de tine și de casa ta. Pentru că degeaba te uiți la semenul tău când în casa ta este vraiște, sunt probleme, poate idolatrie și lucruri care nu onorează pe Dumnezeu. Lui Gedeon i-a spus, du-te acolo, în casa ta, în familia ta. Și noi trebuie să facem la fel. Dacă vrem ca Dumnezeu să înceapă din nou o trezire ca cea pe care am văzut-o când am mai trecut prin criză, știți că noi am mai trecut prin criză, și ca familie și ca biserică, și mi-aduc aminte că în perioada aceea am stat de vorbă cu fratele Moise Gaude, cu pastorul Moise Gaude din Sacramento. Și mi-a zis așa, frate Lazar, nu este simplu prin ce ai trecut și prin ce treci și prin ce trece biserica. Nu este simplu, dar dacă vă puneți în inimă cu siguranță să-L căutați pe Domnul, vei vedea în biserică o trezire cum n-a fost niciodată. Și așa a fost. Nu a fost așa? După criza prin care am trecut, peste 300 de botezuri cu Duhul Sfânt și o cercetare cum rar ți este dat să vezi în biserica lui Dumnezeu,
Frați și surori, doamnelor și domnilor, trezirea spirituală, drumul spre ieșire din criză, începe în familie, începe în casă. De aceea, ocupă-te întâi de casa ta și lasă casele altora, că se ocupă ei de casele lor. Tu ocupă-te de tine, pentru că e nevoie de multă pocăință în familia ta, multă pocăință în familia mea. Fiecare de casa lui, nu mă exclud, eu sunt primul și casa mea. Apoi, al doilea lucru pe care Gedeon trebuia să-l facă, spune să înceapă imediat. Dacă vrem ieșire din criză, trebuie început imediat, nu mai trebuie să amână. Gedeon a făcut lucrul acesta în noaptea aceea. Cu 10 slujitori care i s-au asociat, au zis, mergem cu tine. Mergem cu tine. Dacă pocăința începe din ziua de astăzi, dacă hotărârea de ascultare de Domnul începe din ziua de astăzi, dacă dăruirea noastră pentru o reformă în viața personală și în viața bisericii începe din ziua de astăzi, frați și surori, Dumnezeu nu s-a schimbat. Dumnezeu nu s-a schimbat. Cum a lucrat cu Gedeon, va lucra și cu noi. Cum a lucrat cu Israel, va lucra și cu biserica lui, cu biserica Emanuel. Va lucra cu mine și va lucra cu tine. Dar trebuie început imediat. Eu sunt prea amărât. Eu sunt prea amărâtă. Și Gedeon era amărât. Și n-a avut încredere în el. Când a stat de vorbă cu Îngerul Domnului, care de fapt este Iisus Hristos în acea întâlnire pe care el o are, știm că este Iisus Hristos prin faptul că aduce jertfă și o primește. Și aprinde jertfa cu foc de sus. Este numai Dumnezeu celui care îi se aduce jertfă. Când a stat de vorbă cu el, a zis, eu sunt cel mai amărât, sunt cel mai sărac, sunt cel mai neînsemnat, sunt cel mai nepotrivit. Însă Domnul i-a spus, dacă asculți de mine, te duci cu puterea care o ai, te apuci de lucru și Dumnezeu va da pe Madian în mâinile tale. Vrăjmașii noștri nu sunt oameni. Vrăjmașii noștri nu sunt familii. Vrăjmașul nostru este diavolul. Și diavolul nu are niciun interes ca biserica lui Dumnezeu să propășească. Diavolul nu are niciun interes ca familia ta sau familia mea să propășească. Diavolul nu are niciun interes ca eu sau ca tu să propășești. Dar dacă nu ne uităm la ce interes are diavolul și ne uităm la ce interes are Dumnezeu, biserica lui Hristos poate fi zidită. Familia ta poate fi zidită. Viața ta poate fi zidită. Amin? Drumul spre ieșire din criză începe, în primul și în primul rând, cu această întrebare. Unde să începem? Și familia, Domnul spune, începe în familia ta și începe imediat. În al doilea rând, ca să ieșim din criză, ce trebuie făcut, practic? Ce trebuie să facem? Din nou, Dumnezeu i-a cerut lui Gedeon doar două lucruri, nu i-a cerut mai multe. Primul lucru pe care l-a cerut, i-a spus, dărâmă ce este de dărâmat. Partea finală a versetului 25 din Judecător 6. Dărâmă altarul lui Baal și taie parul închinat Astarteei. Frați și surori, doamnelor și domnilor, în viața fiecăruia dintre noi, personal, și în viața fiecărei familii dintre noi, sunt lucruri care trebuie dărâmate. Vorbirea de rău trebuiește dărâmată. Neîncrederea în binecuvântarea Domnului trebuiește dărâmată. Agenda personală trebuiește dărâmată. Gândul că nimic nu se poate face în viața ta sau în familia ta sau în biserică, gândul acesta trebuiește dărâmat, trebuiește făcut rob ascultării de Hristos. Amin? Trebuiește dărâmat. Amărăciunea trebuiește dărâmată. Supărarea trebuiește dărâmată. Suspiciunea trebuiește dărâmată.
Neîncrederea în reușite trebuiește dărâmată. Avem arme cu care trebuie să luptăm războiul lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel în 2 Corinteni 10 cu 3 la 5 spune că, uitați, măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice întăritur, înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Frați și surori, rugăciunea încă are putere. Cuvântul lui Dumnezeu încă are putere. Promisiunile Domnului încă au putere. Caracterul sfânt înaintea Domnului încă are putere. Iertarea încă are putere. Planul Domnului încă stă în picioare. Eu voi zidi biserica mea. Este planul lui Hristos. Și de aceea, dacă este ceva de dărâmat, trebuiește dărâmată neîncrederea, necredința. Știți, este o credință care dărâmă și credința aceasta trebuie să ne însoțească. În Evrei 11 spune, prin credință au dărâmat aceștia zidurile Ierihonului. Este o credință care dărâmă și împotrivirea înaintea lui Dumnezeu, necredința și gândul de a ruina ceva în lucrarea lui Dumnezeu, acestea trebuiesc dărâmate. Așa i-a spus lui Gedeon, du-te în casa tatălui tău, dărâmă altarul lui Baal, dărâmă stâlpul Astarteei, adică dărâmă idolatria. Dar dacă i-a spus să dărâme, i-a mai spus al doilea lucru, zidește ce trebuie zidit. Să zidești apoi și să întocmești, versetul 26, pe vârful acestei stânci un altar Domnului Dumnezeului tău. Trebuiește zidit. Altarul jertfirii personale trebuiește zidit. Altarul rugăciunii trebuiește zidit. Altarul activității practice. Nu mai privi de pe lături să vezi ce se întâmplă. Implică-te, trebuiește zidit. Sacrifică timpul tău, sacrifică banul tău, hotărăște-te să fii statornic, hotărăște-te să fii loial lui Dumnezeu. Beneficiarii vor fi, nu cei de lângă tine în primul rând, beneficiari vei fi tu personal. N-ai nevoie de pace? Eu cred că ai nevoie de pace. N-ai nevoie de bucurie sufletească? Eu cred că ai nevoie de bucurie sufletească. N-ai nevoie să vezi că Dumnezeu lucrează și își înalță numele în casa ta, în viața ta și în biserica în care te închin Domnului? Eu cred că ai nevoie. Și Dumnezeu nu este zgârcit să aducă din nou o trezire cum nu ai mai văzut. Așa cum i-a făcut Domnul de rușine pe madianiți, au fost câtă frunză și iarbă, spune cuvântul Domnului, câtă frunză și iarbă. Dar, Gedeon cu 300 de oameni a stat în față la 120.000. Da. Asta înseamnă putere divină. De aceea trebuiește dărâmat ce este de dărâmat și trebuiește zidit ceea ce este de zidit. După cum spune una din cântările noastre spirituale, la luptă haidem cu toți acum să zidim ce mai este de zidit, când locuința se va termina și nunta noi acolo vom serba a meșterului nostru ziditor, Iisus Hristos al nostru mântuitor. La luptă, haidem cu toți acum să zidim ce mai este de zidit. Doamne, ai milă de noi! În al treilea rând, cum facem ce trebuie făcut? Pentru că am văzut ce trebuie făcut, am văzut când, cum facem ce trebuie făcut? Din acțiunea lui Gedeon și a oamenilor care au fost cu el, 10,
la început, și apoi 300. Două lucruri speciale se întâmplă și sunt de mare importanță pentru mine, pentru casa mea, pentru Biserica Emanuel. Două lucruri, frați și surori. Două lucruri. Primul. Deci, cum facem ce trebuie făcut? Dacă vrei să vezi binecuvântare, primul lucru de care ai nevoie, de care am nevoie, este acesta. Schimbă-ți atitudinea. Uitați-vă ce spune versetele 30 și 31. Atunci oamenii din cetate au zis lui Ioas, la tatăl lui Gedeon, scoate pe fiul tău afară ca să moară, căci a dărâmat altarul lui Baal și a tăiat parul sfânt, aveau pari sfinți, care este deasupra lui. Ioas a răspuns tuturor celor ce s-au înfățișat înaintea lui. Oare datoria voastră este să apărați pe Baal și voi trebuie să veniți în ajutorul lui? Adică și-a schimbat atitudinea. Al cui altar a fost dărâmat? Al cui? Al lui Baal din casa cui? Al lui Ioas. Ioas avea un câștig din aceasta. Pentru că oricine mergea acolo, avea o cameră, pentru cei ce nu cunoașteți istoria, oricine mergea la templul lui Baal, la templul Astartei, la templul lui Diana, la templul lui Artemis, avea o cameră specială unde se ducea acolo și practica sex ilicit, se numea prostituție sfântă. Și asta însemnea un venit mare pentru casa lui Ioas. Cine și-a schimbat atitudinea? Cine și-a schimbat atitudinea? Ioas. Ei, planurile nu sunt cum îmi cade mie bine. Nu sunt cum îți cade ție bine. Planul Domnului este pocăință. Planul Domnului este să ne trezim spiritual. De aceea trebuiește schimbată atitudinea, dragul meu. Aș vrea să vezi în fratele tău, pe fratele tău pentru care a murit Iisus Hristos. Și aș vrea să vezi în sora ta, sora pentru care a murit Hristos. Aș vrea să vezi în cel de lângă tine, omul pe care îl iubește Dumnezeu și poate să-l folosească pentru zidirea împărăției sale. Dar trebuie să-ți schimbi atitudinea. Pentru că dacă ai o atitudine de răzvrătire, o atitudine de dărâmare a lucrării Domnului, o atitudine de necredință, o atitudine de a împrăștia ce Domnul adună la oaltă, mai repede sau mai târziu, Domnul se va judeca cu fiecare dintre noi. Cu fiecare dintre noi. Familia lui Gedeon și-a schimbat atitudinea. Și-au zis, mergem cu tine. Pentru că vedem că planul tău este bun. Lucrarea pe care tu o faci este bună. Ne alăturăm și noi. O atitudine schimbată. Cum se poate face? Nu se poate face prin putere omenească, nici prin tărie omenească, ci numai prin Duhul lui Dumnezeu. Numai așa se poate face. Lăsând pe Domnul să lucreze în viața noastră. Lăsând pe Domnul Iisus Hristos, prin sângele Lui cel Sfânt, să curățească viața noastră de orice amărăciune, de orice lăstare care dă amărăciune și să devenim lucrători împreună cu El. Al doilea lucru, după schimbarea atitudinii, este schimbarea identității sau revelării identității. În ziua aceea au pus lui Gedeon numele Ierubal, Aperese Baal, o identitate nouă. Până acum, spunea Naomi, până acum m-am numit Mara, amărâta, necăjită, cea care a pierdut, cea care nu mai are nimic,
cea care nu mai are nicio speranță. Spuneți-mi Mara. Dar Dumnezeu i-a schimbat numele, pentru că a trimis în casa ei binecuvântare și prin familia ei, să nu uităm, a venit în lumea noastră cel mai mare dar posibil pentru oameni. Știți cine este? Este Iisus Hristos. Pentru că din Boaz și Rut s-a născut Obed, din Obed s-a născut Ișai, din Ișai s-a născut David și din David s-a născut Iisus Hristos. S-a schimbat, identitatea s-a schimbat. N-a vrut să rămână Ioas un ignorant, n-a vrut să rămână un fricos, n-a vrut să rămână unul care primește să fie înfrânt, n-a vrut să rămână un idolatru, ci a vrut să fie cunoscut și el în istoria biblică ca unul care ascultă de Domnul și lucrează împreună cu Domnul. Gedeon și-a schimbat identitatea. Dintr-un om fricos a devenit un om curajos. Și nu uitați, nu uitați că în șirul oamenilor credinței din Evrei 11, Gedeon este acolo. Este acolo. În al patrulea rând și în ultimul rând, cum te vei îmbărbăta pentru luptă? Ok, frate Gog, poate ce ai spus este bine. Este bine că este cuvântul Domnului. Dar cum facem lucrul acesta? Gedeon a fost un om practic. Dacă ne uităm la viața lui, în Scriptură, uitați cum este prezentat. Un om umil, judecător 6:15. Un om rațional, 6:17. Un om spiritual, 6:24. Ascultător de Domnul, 6:27. Inspirat de Duhul Domnului, 6:34. Împărtășie cu Domnul, 6:36. Un om strateg, 7:16-18. Un om cu tact diplomatic, destoinic, nu zicem noi, 8:1-3. Un om loial Domnului, 8:23. Și de asemenea, un om care a fost victimă propriului lui succes. Biblia și lucrul acesta ne-l spune în final. Judecător 8:24-31. Dar un om care a murit în credință. Evrei 11:13-32. Cum a putut Gedeon să facă ce a făcut? Cum a putut să lupte? Uitați două lucruri care s-au întâmplat cu Gedeon. Primul lucru de care a avut Gedeon nevoie a fost ungerea cu Duhul Sfânt. Ungerea cu Duhul Sfânt, frați și surori. Suntem într-o biserică penticostală. Gedeon 6:34. Gedeon a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului. Fără puterea Duhului Sfânt în noi și cu noi, nu se poate face nimic. Pentru că Duhul Domnului dă putere, fapte 1:8. Duhul Domnului atrage, fapte 2:6. Duhul Domnului înmulțește poporul, fapte 9:31. Și Duhul Sfânt, Duhul Domnului, zidește biserica, fapte 4:29-31. Cel ce ne dă puterea Duhului Sfânt este Iisus Hristos. Matei 3:11, El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. El este Cel ce ne umple de putere. Noi trebuie să stăm la dispoziția Lui. Gedeon s-a pus la dispoziția Domnului și Domnul l-a îmbrăcat cu Duhul Sfânt. Și apoi, al doilea lucru, dacă vrea cineva, ca și Gedeon, îmi place foarte mult acest personaj.
pentru că se aseamănă așa de mult cu noi. Da, așa este, dar parcă aș mai vrea ceva. Și atunci, ultimul lucru pe care l-a cerut Gedeon ca să se convingă să meargă în luptă, a fost întărire prin semne. Doamne, dacă Tu mă asculți pe mine și îmi dai un semnul acesta, mă duc. Doamne, dacă Tu mai asculți biserica aceasta și ne dai semnul acesta, mergem. Dacă Tu te înduri de mine și de casa mea și îmi dai semnul acesta, Doamne, eu lucrez pentru Tine. Semnul cu lână. S-a rugat Domnului și Domnul i-a răspuns. Am o întrebare pentru noi toți. Te-ai rugat Domnului pentru ceea ce vrei să faci în continuare pentru Domnul? Te-ai rugat Domnului pentru biserică? Să vezi unde trebuie să stai și ce trebuie să faci? Te-ai rugat Domnului pentru business-ul tău? Te-ai rugat Domnului pentru locul unde vrei să te așezi? Te-ai rugat Domnului să-ți spună cu ce să lucrezi pentru El? Dumnezeu dă răspunsuri. Nu este neputincios să nu răspundă. Și în aceste zile Dumnezeu dă semne și minuni. Haideți să vă dau un exemplu cu care apoi conclud. Persoana despre care vă vorbesc se numește Barbara Kuminski. Barbara Kuminski, din Chicago. Cazul ei este foarte bine cunoscut, îl găsiți și pe internet. În anul 1965, pe când avea 15 ani, a început să se simtă ciudat, să-și piardă echilibrul, să piardă controlul mâinilor și a picioarelor. A făcut tot felul de teste și în anul 1970, deci după 5 ani de stări de felul acesta, în 1970, după mai multe investigații medicale, doctorii i-au spus că este într-o stare avansată de MS, adică scleroză multiplă. MS, multiple sclerosis, scleroză multiplă. Și la ea, la unii lucrează mai încet boala aceasta, afectează sistemul nervos central, afectează măduva spinării și reacțiile corpului devin necontrolate și a pierdut o parte din plămâni și n-a mai putut să respire, a trebuit să-i facă o tracheostomie, deci a tăiat-o aici în gât și i-a pus un dispozitiv prin care să poată să respire și a pus-o pe oxigen. I s-au răsucit mâinile și i s-au răsucit picioarele, i s-au atrofiat picioarele. 5 ani de zile a stat în cărucior și în pat. Și Barbara Kuminski spune, m-am rugat tot timpul, fiind tânără și iubeam pe Domnul, ce se întâmplă cu mine, Doamne? Ce vrei să faci cu mine? Și spune ea, am auzit în duhul meu, așa am simțit eu, că Domnul mi-a răspuns și a zis, dacă vrei să fii vindecată, nu te mai ruga pentru tine, roagă-te pentru alții care sunt mai bolnavi decât tine. Pentru cei necăjiți, rogă-te. Și spune ea, m-am rugat în acești 5 ani de paralizie în cărucior pentru cei necăjiți. Mă gândeam la câte o boală, o puneam înaintea mea și mă rugam, Doamne, oricine suferă de boala aceasta. Și tot așa lua pe rând și se ruga mereu. În 7 iunie 1981, deci
cu date precise. 7 iunie 1981. Era duminică, ca și astăzi. Era acasă, în pat, neputincioasă. Aștepta să vină cineva la amiază să o viziteze. Și au venit două prietene de ei să o vadă, să deschide radioul de la Moody, că în Chicago este Moody Radio, radio creștin. Pentru că prietenele i-au făcut o surpriză. Au sunat la Moody cu câteva zile înainte și au spus la emisiunea pe care o aveți duminică la amiază, numită Un pahar de apă rece, A Glass of Cold Water. La emisiunea aceasta vă rugăm acea jumătate de oră pe care o aveți, toată emisiunea s-o dedicați lui Barbara Kuminski. Asta este situația ei, asta este condiția ei și o să sune mereu la dumneavoastră în timpul emisiunii prieteni care o cunosc cu rugăciuni și cu încurajări pentru ea. Și în timp ce ascultam la radio și urmărea această emisiune, Barbara Kuminski mărturisește și spune: am auzit un glas puternic care mi-a zis în felul următor: fiica mea, ridică-te și umblă. Și a spus, m-am speriat, că vocea a fost așa de puternică și atât de pătrunzătoare, m-am întors spre cele două prietene ale mele și am întrebat, ați auzit pe cineva vorbind? Și ele mi-au zis, nu, n-am auzit pe nimeni. Și atunci Barbara Kuminski spune, am înțeles că Dumnezeu a vorbit pentru mine în timpul acelei emisiuni, când ascultam cât se roagă pentru mine și mă încurajează. Și am zis prietenilor mele, chemați pe mama, chemați pe toate rudele care erau jos, la partea de jos a casei, să vină la mine în dormitor, pentru că am ceva să le comunic. S-au strâns toți pe lângă ea. Și după ce s-au strâns, i-a zis așa, Domnul mi-a vorbit că astăzi mă vindecă. Și eu cred că Domnul mi-a vorbit și că mă vindecă. Și în timp ce vorbea lucrurile acestea, mâinile care erau răsucite, i s-au dezrăsucit, i-au venit la loc, în fața lor, uimitor. Cu mâinile în stare să le miște și să prindă, și-a scos oxigenul de la gât, a scos toate tuburile de pe ea, s-a sculat din pat, mai umblase de 5 ani de zile și picioarele erau atrofiate. I-au crescut mușchii la loc, la clipeala ochiului, a început să umble prin casă, să fugă prin casă, să mănânce cu prietenele ei și seara s-a dus la biserică să mărturisească ce i-a făcut Dumnezeu. Și Barbara Kuminski trăiește și astăzi, a scris o carte pe tema aceasta, foarte frumoasă, o mărturie extraordinară, pentru că Dumnezeul pe care vi-l vestim face semne și minuni. Dacă vrei să-ți vorbească și să-ți spună clar, da, schimbă-ți atitudinea, schimbă-ți identitatea, apucă-te de lucru, apucă-te de casa ta, apucă-te de familia ta, apucă-te de tine, că va lucra. Dacă vrei să ieși din criză, unde trebuie să începi? Acasă și imediat. Cum trebuie făcut? Dărâmă ce trebuie dărâmat și zidește ce trebuie zidit. Cum trebuie făcut lucrul acesta? Cu atitudine nouă și cu identitate nouă. Și dacă vrei să ai curaj, roagă-te Domnului să te umple de Duhul lui cel Sfânt și să pună cuvântul lui să rămână în tine și în viața ta și roagă-te Domnului, dacă ai nevoie de un semn, spune, Doamne, mă smeresc la picioarele tale. Nu sunt vrednic ca să-mi răspund, să-mi dai mie un semn. Dar dacă aceasta crezi că te zidește, să știi că Domnul se coboară și la nivelul tău și la nivelul meu și dă și semne, pentru că este în stare. Este un Dumnezeu făcător de minuni. Se poate ieși din criză. Amin?